Hai că v-a plăcut vouă testul cu Volkswagen Passat versus Peugeot 508. Așa că am luat încă două berline de clasă medie negre și vi le prezentăm. Astăzi Renault Talisman versus Skoda Superb. Le-am deschis invers, nu? Ba, mă rog. Hai, intro. Stai. Înainte de intro, neapărat, dacă mai vreți comentarii, doamne, comparații de genul acesta, nu uitați, avem nevoie de like și avem nevoie de subscribe. Doar așa putem să creștem și doar așa putem să facem contentul ăsta pentru voi, că nu-l fac pentru mine, da? Intro. Skoda Superb și Renault Talisman sunt unele dintre cele mai iubite mașini de clasă medie din România, după Passat, evident. Dar chiar și așa, există niște fani foarte înflăcărați al acestor două mașini. Amândouă pot fi cumpărate de noi. Cum îți cumperi o mașină nouă? Simplu, intri pe autovantage.ro, îți configurezi mașina, cererea ta pleacă la dealerii noștri de încredere, ofertele se întorc la tine, tu le compari. Și ca să îți cumperi într-adevăr mașina, trebuie să accepti oferta. Noi te programăm la dealer, iar tu pleci acasă cu noua ta mașină. Skoda Superb sau Renault Talisman. Puțină istorie, începem cu o mică lecție de istorie. Renault Talisman a apărut în 2015, se fabrică în Franța, se mai fabrică în Coreea de Sud, sub numele de Samsung SM6. Samsung-ul, doamne. Talismanul a înlocuit atât Laguna cât și Latitudul. Doar că cei de la Renault au uitat că a existat și Renault Latitude, atât de mult succes a avut acel model, pentru că în comunicatul de presă când a fost prezentată mașina asta au spus că este primul model de la Renault 18 care primul model de clasă medie sau mai mare de la Renault 18 care nu vine cu opțiune de Hayon, de caroserie cu Hayon și vine doar berlină. Doar că au uitat de Renault Latitude, pentru că acela venea doar în caroserie sedan. Nu luăm la socoteală aici Loganul, simbolul, Meganul Sedan, Fluence-ul, pentru că acelea nu sunt de clasă medie sau mai mare, sunt compacte sau mai mici. Talismanul pe care îl avem noi aici nu este primul model care poartă acest numele de Renault Talisman, pentru că în anul 2001, exact când m-am apucat de citit reviste de mașini, a apărut un concept de Renault futuristic, ceva, un fel de Velsatis mai futurist. Ei bine, acela purta numele de Talisman și avea un V8 sub capotă. De unde a luat Renault V8? Habar n-am. Probabil de la Nissan. Așa. Hai să trecem la Skoda Superb. Altă mașină care a început să fie fabricată în anul 2015. Superb 3 se numește mașina asta, deși el este al patrulea Superb din istoria brandului. Pentru că între anul 1934 și 1949 Skoda a fabricat un Superb mai superb. A fost primul model Skoda cu motor V8 și tracțiune integrală. Așa, este fabricat în Cehia, amândouă modelele au primit facelift, noi aici avem modelele pre-facelift, pentru că le avem de la iDrivers România. Apropo, iDrivers România în momentul de față are 100 de bucăți de simbol, doamne, 100 de bucăți de Superb și 100 de bucăți de Talisman. Așa că intrați la ei pe site sau duceți-vă la showroom și negociați-vă niște prețuri la aceste două mașini. Am auzit un zvon, dacă cumperi 99 de Superburi, primești un Talisman gratis. Așa, Renault și-a redenumit toate platformele noi, CMF, Common Module Family, și Talismanul e construit pe platforma CD, pe arhitectura CD, adică clasă compactă sau clasă medie, că de la asta vine, segmentul C, segmentul D, compactă medie. Platforma este aceeași cu Megane, cu Koleos, cu Nissan Qashqai și cu o grămadă de alte modele din concernul Renault, inclusiv noul Nissan Qashqai și noul Mitsubishi Outlander care a apărut acum câteva zile, acum o săptămână aproape. Bun, ce trebuie să știți? CMF-ul acesta nu este
neapărat o arhitectură, cât nu este neapărat o platformă, cât o arhitectură. Ceea ce înseamnă că anumite componente, precum compartimentul motor, cockpitul, podeaua față, podeaua spate și componentele electronice, au o poziționare fixă la fiecare model pentru a reduce costurile și durata de fabricație. Același lucru este valabil și la platforma MQB pe care este construit Superbul. Detalierea platformei MQB, MQB Evo, MQB A0, A1 și A2, am făcut-o în clipul cu Skoda Scala versus Seat Leon, așa că intrați în acel clip să vedeți detalierea completă, nu mai intrăm în detalii acum. Însă, ce trebuie să țineți minte la platforma MQB? Volkswagen a redus costul și durata de fabricație cu 30% față de vechile PQ35 și așa mai departe, pe care erau făcute Golf 5, Golf 6 și vechile Passaturi, whatever. Încă un lucru ce mai trebuie să știți, un detaliu scurt, bam, 60% din costul de dezvoltare a unei mașini este de aici până aici. Adică 60% din cost e doar bucata asta de mașină. Și ceea ce au făcut ei este să eficientizeze procesul de construcție și să eficientizeze costurile aici. De aceea mai toate MQB-urile au aceeași poziționare. Vedeți în clipul cu Leon versus Scala. Bun, hai să facem un tur exterior, un design exterior al acestor două mașini. Un detaliu pe care l-am găsit interesant. La Skoda Superb, capota vine așa. Este decupată în exterior, pe când la Skoda Superb, capota este decupată în interior. Ceea ce înseamnă că dacă pui ambele două capote, faci o Renault Skoda, o ceva. Un copil între cele două. Bun. La Renault Talisman avem dita mai sigla Renault aici, avem grila aceasta cromată. Mulți laudă designul lui Renault Talisman și pe bună dreptate. Faruri cu xenon, avem la facelift faruri cu LED. Aici avem luminile de zi cu LED, evident, în forma literei C. Este noul motiv de design Renault. La Skoda s-a păstrat un design ceva mai conservator, însă este ușor de recunoscut grila de Skoda. În rest, na, un exterior destul de simplu. Ambele două au capote profilate, avem faruri cu xenon aici, pe facelift avem LED sau Matrix LED și cam atât. Și dacă trecem, ajungem în lateral, dar s-a împiedicat, dar nu se vede. Bun, ce avem aici? Ele seamănă un pic ca formă, diferențele vor fi mai mult în spate. Bun, ce avem? Pasajele roții care seamănă. Hai să facem testul de sunet la amândouă. Ok, sună bine, mi-a zis să dau și eu feedback-ul meu în ceea ce privește acest lucru. Ia să vedem. Evident, ușile nu acoperă pragurile, că nu avem de-a face cu un SUV. Oglinzile la Renault sunt mai mari decât sunt la Skoda. Ușa la Skoda e mai grea, dar sunetul parcă se aude un pic mai bine la Renault. Nu e mare diferență, dar vedem și în spate. Avem ornamente cromate la amândouă. Nu avem versiuni de echipare de top, avem versiuni de echipare medie, cam cum își cumpără orice om această mașină de nou. Hai să vedem. Renault Talisman, am zis, este sedan, berlină în 3 volume. Avem deja celebrele stopuri aproape unite, emblema Talisman, și aici avem butonul de deschidere portbagaj. Gurile de evacuare sunt evident false. La orice mașină care are țeava pe stânga, capacul rezervorului este pe dreapta. Trecem la Skoda Superb. La Skoda Superb, toată lumea știe, nu este o berlină în 3 volume, este o berlină în 2 volume și jumătate. Notchback, hatchback, cum vreți să-i ziceți. Ok. Avem aici emblema Skoda. La facelift nu mai este emblema Skoda, scrie mare Skoda. Superb, pam. Stopurile sunt tradiționale, le știți de pe o grămadă de modele Skoda, nu te surprinde nimic. Însă, ce trebuie să știți? Auto. Chestiuța asta de aici, adică ștergătorul, este opțional, pentru că mașina este notchback. Acest ștergător trebuia să vină în standard. Știți la ce mașină nu mai vine standard să plătești pentru ștergător? La Porsche 911. Și aici avem guri de evacuare false. Pe versiunile superioare sunt și acestea cromate, cum sunt la Renault, iar țeava de eșapament este aici unde am eu mâna și este un decupaj în capacul de plastic unde este țeava. Bun, ce mai avem de spus la acestea? Hai, scurt pe 2, poate mă urmărește Dan, ține minte, indicație, după aia mergem la Renault. Bun, capacul rezervorului, avem diesel, știți că aici gazol, fără biodiesel, însă nu avem și concentrația maximă de biodiesel pe care o poți băga în această mașină, dar e B10, pe undeva pe acolo B10. Dacă trecem la Renault, bun, aici avem tot așa diesel și nu avem bușon, bagi direct capacul. Și apropo, după ce ajungi la
după ce face primul click, când ai plus rezervorul, poți să mai pui încă maxim două clicuri. Adică mai pui pe acea doilea click, mai dai un pic, faci al treilea click. După al treilea click, deja începe să-ți dea pe afară. Și evident am stricat surpriza, amândouă sunt 1.6 diesel cu automat. Hai, scurt pe suspensii. Deci avem suspensie față Pseudo McPherson la Skoda Superb. Și pentru că avem un produs din gama superioară MQB, avem suspensie independentă pe spate. Diametrul de bracaj 11,7 metri. Trecem la Renault, pentru că avem o diferență. Tot Pseudo McPherson pe față, însă avem punte spate semi-rigidă sau semi-independentă, cum vrei să spuneți, cu un fel de bară de torsiune. Însă, la Renault, poți avea două dotări din acestea de suspensie sau de direcție mai interesante. Avem una care se numește Continuously Variable, deci este o suspensie semi-activă, variabilă, continuă. Este practic un amortizor semi-adaptiv, așa îl numesc ei, whatever. Ei, bine, pe puntea spate, dacă vrei, poți să ai sistemul Ford Control. Ford Control, care este un sistem de direcție activă, toată lumea care a condus Ford Control, inclusiv eu, a simțit diferența. Și nu numai pe Renault, și pe alte modele se simte. Da, își face treaba bine. De exemplu, mașina asta care nu are Ford Control are un diametru de bracaj de 12,3 metri, adică mai mic decât la Skoda, mai mare decât la Skoda. Însă, dacă ai Ford Control, scade la 11,3 metri. Apropo, aripile la talisman sunt din plastic. Acum o să spuneți, reducere de costuri, whatever. Nu. Există un motiv bine întemeiat pentru care s-a ales plasticul pentru aripi. Dacă ești taximetrist parizian și toată ziua lovești alte mașini, ei, măcar nu trebuie să înlocuiești o aripă de metal. Am arătat deja cum se deschide portbagajul la Renault Talisman din acest buton. E foarte greu de găsit. Unii cred că e senzor de parcare, dar îl mai poți deschide din... din cheie. Hai să arătăm portbagajul. Deci avem o margine de încărcare de o palmă, un volum de 608 litri și o deschidere destul de mare. Este unul dintre cele mai mari portbagaje din segment. Cred că îl bate și pe al Passatului, care are 600 de litri. Bun. Ce mai avem aici? Două locuri pentru diferite obiecte. Noi am pus drona și GoPro. Dacă ridicăm podeaua plană, găsim un spațiu pentru o roată de rezervă și ceva ulei, ciorbă de burtă și așa mai lăsat francezul pe aici când a vândut mașina. Bun, hai să vedem. Mai avem 4 puncte de ancorare, nu avem nicio priză. Dar dacă vrei să rabatezi bani... Chiles. Dacă vrei să rabatezi bancheta, fac! Nu ai podea plană. Și dacă după aia închizi bancheta, ți se prinde centura între scaune, pentru că nu are niciun lăcaș din acesta în care să-ți prinzi centura. Și acum hai să vedem Skoda Superb. Ia să vedem, se deschide din cheie. A, nu, doar se despuie. Mexicanii ăștia. Bun, hai să vedem. Avem un volum de 625 de litri, da? Cu o margine de încărcare mai mare. Avem o palmă, o mânecă și un scuipat. 625 de litri, după cum am spus, și evident o deschidere mult mai largă pentru că este notchback. Evident, această tăviță se poate și ea demonta. Ce mai avem înăuntru? Tot așa, spații în stânga și în dreapta pentru diverse obiecte, dar ia uite ce a pregătit Skoda. Pam! Detaliu simpli clever. Dacă tu ai obiecte care nu vrei să-ți fugă, atunci ai aceste despărțitoare care se prind cu scai de către podea. Apropo de podea, este falsă, avem loc de roată de rezervă. Nici asta nu are, pentru că a furat-o mexicanul de mai devreme. Ce mai avem? Puncte de ancorare. Dar dacă vrei și mai multe, mai ies două cârlige de ancorare și de aici. Avem o priză de 12V și aici trebuia să fie o luminiță / lanternă care se deschidea. Încă un detaliu tot așa simpli clever de la Skoda. Hai să vă mai arăt un detaliu simpli clever pe care l-am arătat. Aici trebuia să fie o racletă pe care v-am mai prezentat-o și în alte modele cu Skoda, dar a furat-o mexicanul. Și dacă ne ducem un pic mai în față, dar stai, înainte vreau să rabatăm bancheta, hai să vedem. Bun, rabatezi bancheta, podea nu plană, însă la versiunea break poți să-ți alegi o opțiune de podea falsă care se ridică și să ai o podea plană atunci când tu rabatezi bancheta și la asta nu ți se prinde centura. Și dacă mergem în față, mai avem un detaliu simpli clever. Aici este locul pentru umbrelă pe care a furat-o mexicanul când ploua sau dacă nu vrei să-ți pui umbrela, poți să ascunzi aici telefonul cu care vorbești cu amanta. Aceste două mașini fac parte din aceeași clasă, dar nu doar că fac parte din aceeași clasă, adică clasa medie non-premium, însă au și dimensiuni aproape identice. Zici că au apărut amândouă în același an.
chiar apărut amândouă în același an. Bun, hai să vedem. Deci, 4,85 m, 4,86 m, 1,86 m lățime pe acolo amândouă, 1,46 m înălțime amândouă. Sunt ca două picături de ploaie. Skoda, în schimb, are un apartament cu 4 cm mai mult decât Renault, iar în configurația aceasta, Skoda este cu 46 de kg mai ușoară, 1510 kg cu 1556. Și mai avem un detaliu interesant, amândouă au același coeficient de aerodinamicitate, adică 0,27, adică o valoare destul de bună în această clasă. Mai avem ceva de comparat între ele, lungime, lățime, înălțime, apartament și cam atât. Portbagajele le-am spus și rezervoarele, 66-52 de litri în variantele de 1.6 diesel cu automat. Sub capota lui Talisman, 1.6 DCI, mă rog, Energy DCI, cum zic ei. Bun, deci, la ambele mașini, motoarele sunt amplasate transversal, capotele au amortizor, trecem peste acest aspect. Bun, Energy DCI 1.6 sau R9M, cum vreți să-i spuneți, care a fost înlocuit de R9N, ăla de 1.7, e o evoluție, vorbim altă dată de motorul ăla când testăm ceva. Așa, 1.6 DCI ăsta a fost primul motor diesel conceput pentru o mașină de pasageri, care a avut pistoane din oțel. Blocul este din fontă, două axe, lanț de distribuție și așa mai departe. Însă, ce m-a surprins la motorul ăsta este că este incredibil de fiabil. Deci, în afară de câteva probleme cu garnitura de chiulasă rare, motorul ăsta a fost tank. Hai să vorbim despre cifre seci, că știu că vă plac sau unora dintre voi nu vă plac. Deci, 130 de cai putere la 4000 de rotații pe minut și un cuplu maxim destul de mare, 320 Nm la valoare de 1750 de rotații pe minut. Cutia de viteze, pentru că noi avem aici EDC-ul. Ce înseamnă acest lucru? Este o cutie Getrag, concepută special pentru motoarele amplasate transversal și în față, whatever. Dublu ambreiaj, 6 ambreiaje uscate, este aceeași cutie pe care o găsiți la Ford, power shift-ul de la Ford, care a avut ceva problemuțe. Dacă știe cineva probleme la Renault EDC, spuneți-ne în comentarii. Bun, ce performanță are mașina? 100 în 10,8 secunde, 205 viteză maximă și consum evident micuț. Cam ăsta este motorașul Energy DCI. Și acum că am uitat că trebuie să trec și la Skoda, hai să trecem și la Skoda. Dacă ați văzut clipul nostru cu Skoda Karoq, dacă nu l-ați văzut, vă invităm să-l vedeți. Acolo am detaliat motorul acesta 1.6 TDI EA288. Aveți toate detalii tehnice acolo, nu mai intru în detalii nici aici. Este o variantă scurtată de la 2.0 TDI de generație nouă. Nu mai este același 1.6 TDI cu probleme pe care îl găseam la modelele anterioare, adică EA189. Hai să vedem. Cifre seci. 120 de cai putere pe Passat și pe Superb. 1.6 TDI a avut cea mai mare putere, adică 120 de cai putere. Cum se conduce această mașină dita mai bărcoaia cu 120 de cai putere, vedem un pic mai încolo. Dar 3.500-4.000 acolo e puterea și cuplul maxim este între 1.500 și cam 3.000 de rotații minut. Pe acolo, sper să nu greșesc. Hai să vedem. Cutia de viteze este DSG7, însă nu este același DSG7 pe care îl găsim la modelele ceva mai puternice, pentru că aici avem DQ200 cu 7 ambreiaje uscate, este cutia pentru motoarele VAG amplasate transversal, care au cuplu de până în 250 Nm și au capacitatea cilindrică până în 1,9 litri. De aceea 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI și 1.6 TDI nu depășesc 250 Nm cuplu, indiferent de versiune. Performanțe. Dacă Renault-ul are 10,8 până la 100 și 205 viteză maximă, Skoda are 11 secunde până la 100, care, să fim sinceri, nu e așa de rău pentru 120 de cai putere și o viteză maximă de 206 km/h. Diferența de viteză maximă ține de cutie, pentru că și Renault-ul ar fi putut avea viteză maximă mai mare, doar că Volkswagen își reglează mașinile pentru viteze mari, viteză maxime mai mari. Apropo, și Renault Talisman are acum o cutie automată cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte, este tot de la Getrag și este aceeași cutie folosită pe BMW pe modelele cu motor amplasat transversal și 3 pistoane. Bun, apropo, și motorul Renault, vreau să știu dacă știe cineva să-mi răspundă în comentarii. Deci, versiunea de 130 de cai putere are turbină cu geometrie variabilă. Versiunea de 160 de cai putere are două turbine, însă n-am găsit nicăieri dacă sunt geometrie fixă sau geometrie variabilă. Dacă poate să-mi spună cineva, ok. Și
1,7, deci eu am locuit 1,6. Apropo, 1,6-le acesta este același folosit pe Mercedes-uri, pe Mercedes-urile diesel de 1,6 litri, până în 2018. Pentru că motorul R9M-ul ăsta s-a numit OM626 pe Mercedes. Însă, modelele noi de Mercedes au motor 1,6 diesel de Mercedes 100%, OM654. Nu mai are legătură, nu mai este nicio legătură cu acesta de pe Talisman. Bun, mai e ceva de spus? Da, consumul. Am scos cu amândouă cam 6,5 prin București, jumate, cam DN1 București, cam așa. Deci consumă puțin amândouă. Ambele modele au primit 5 stele la testele Euro NCAP. Nici o diferență. Chiar punctajele lor, procentajele au fost foarte, foarte apropiate. Deci nu trebuie să îți faci griji că Renault-ul are aripi de plastic și se deformează mai ușor. Nu are nicio legătură. Bun, garanții. 3 ani 100.000 de km pentru Renault, 6 ani pentru coroziune ce perforează caroseria. Evident, nu la aripi că sunt din plastic. Însă, Skoda oferă 4 ani 120.000 de km și 12 ani garanție împotriva coroziunii care perforează caroseria. Intervalele de revizii, sincer, nu știu, mi le spuneți voi în comentarii. Probabil asta e 2 ani și 30.000 de km și la Renault, nu știu, 1 an și 15.000, spuneți-mi voi în comentarii, nu mai țin minte. Bam! Și asta e cheia la Hono. Este versiunea neagră, pentru că versiunile superioare au cheia aia albă, așa, tot din plasticul ăsta ieftin, dar, mă rog, ne descurcăm, n-avem ce face. Bun, hai, cu ce începem? Materiale. Față de Laguna, Talisman are niște materiale ceva mai bune. În partea superioară a bordului, materiale moi, pe fețele de uși moi, doar că în anumite părți, ar fi aici, ar fi aici, ar fi aici, sunt materiale ceva mai tare. Finisajele sunt bunicele, în principiu, calitatea a crescut față de alte modele Renault. Vedem cum e și la Skoda ceva mai târziu. Hai să vedem scaunele. Scaunele care sunt cele standard cu reglare manuală. Spătarul se reglează din manetă, nu din rotiță, așa cum ar trebui să fie. Volanul e reglabil și el pe înălțime și adâncime. În clasa asta nu te aștepți la altceva. Volanul subțirel stă destul de bine în mână. Aici avem comenzile pentru sistemul audio. M-am învățat, am condus de la câte Renault în ultima perioadă încât m-am obișnuit cu rotița. Se schimbă melodia foarte repede când ai din rotiță. Poziția la volan e destul de ok. Scaunele au susținere laterală, însă spătarul e un pic springy așa, adică op, ricoșezi când ai în el. Op, adică nu te înfunzi în el. Are suport lombar destul de bun. Na, sunt niște scaune ok. Seamănă cu cele de Citroen și seamănă cu cele de Skoda Octavia Spring, așa. Să vedem și la Superb cum este. Hai să vedem ce ascunde Renault Talisman în ceea ce privește spațiile de depozitare. Buzunarele fețelor de uși nu sunt foarte mari, sincer. Mă așteptam la ceva mai mult, dar sunt capitonate ca să nu zdrângăne obiectele prin ele. Bun, hai să vedem. Mai avem aici un mic spațiu de depozitare unde poți să-ți ascunzi telefonul de mexican și dacă vrei să deschizi, apeși pe buton. Mai țineți minte la Laguna 2 cum era ascundea tot sistemul audio. Mai avem aici, nu știu dacă e spațiu de depozitare, însă avem o priză de 12V, o priză USB, una aux și încă o priză USB. La modelele cu sistemul de infotainment mare, ai aici un card SD pentru sistemul de navigație aparent. Bun. Două suporturi de pahare care au baza cauciucată ca să nu fly. A baza cauciucată ca să nu îți alunece băutura. Și avem aici o cotieră care este destul de încăpătoare. Nu pot să mă plâng de ea, însă dacă apeși pe butonul acesta, sper să vadă GoPro-ul, mai încă o cotieră ascunsă în forma unei sticle și este refrigerată ca tu să ții băutura rece. Eh? Mai ziceți voi că francezii nu se gândesc la voi. Și mai avem torpedoul care este capitonat și este adânc încât încape jumătate de mexican în el sau un somalez întreg, depinde cum vreți să priviți. Și acum terminăm cu parasolarul, nimic deosebit, un parasolar normal cu luminiță și așa mai departe. Cam acestea sunt spațiile depozitare din interiorul Talismanului. Bun, Renault Talisman are un tablou de bord parțial digital, adică doar porțiunea centrală, în rest temperatura apei și indicatorul combustibilului sunt analog. Bun, hai să vedem cum putem umbla. Avem acest buton aici, prin care putem vedea anumite informații în partea dreaptă acolo. În stânga îți arată treapta de viteză în care ești și dacă vrei să umbli în computerul de bord, ai aceste două butonașe și vezi range, consum, 7,5, că a mers Dan cu mașina și Dan poartă 4,6 și are talpa grea, viteză medie,
și așa mai departe. E un sistem de infotainment, un computer de bord destul de ușor de manevrat, are același fond cu Daciile noi. Bun, și acum hai să vă arătăm cum se poate personaliza acest display central. Deci avem viteza în centru și turometrul în formă de ceas. Așa. Și avem, acesta este style 1, style 2 este așa, style 3 este așa, style 4 este așa. Adică tu îți alegi cum vrei să ai tabloul de bord. Hai să vorbim despre sistemul de infotainment care este AirLink 2. Pe facelift s-a schimbat sistemul de infotainment, nu mai este acesta. Noi avem varianta mică. La bază este același, doar că cel mare are 8,7 inch, este amplasat portret, nu landscape. Hai să vedem. Meniu. Ai câteva setări, navigație, multimedia, aplicații, vehicle. La vehicle, dacă intrăm, avem luminile ambientale și le putem schimba din roșu, putem în verde, putem... altceva. Mov, roz, galben, lăsăm pe albastru că arată bine. Bun. Continuăm cu scaune. Și la scaune avem masaj. Nu vă așteptați să avem așa ceva la talisman. La multisense, aici ai modurile de rulare. Sport, confort, neutral, eco, personalizat și se schimbă toate prin mașină. Rămânem pe sport cum eram înainte, trecem la sistemele de parking assistance, nu trebuia să, n-are rost să arătăm asta, senzorii de parcare. Driving eco, aici îți arată cât de economic ai mers și aici distance without fuel consumption, 15 km am mers noi fără să consumăm nimic în frână de motor și aici scorul 32 din 100 se putea mai bine. Așa, computer de bord, dacă vrei să vezi consum și alte date, tire pressure și aici te care când ai motorul pornit ca să ai funcția de ionizare a aerului. Nimic deosebit. Așa, ce mai avem aici? Mai avem câteva setări și Apple CarPlay. Dacă pornim motorul, că vreau să arăt ceva. A pornit, până la urmă a pornit. Bun, Apple CarPlay pe tot ecranul, nicio problemă. Mai jos avem scurtăturile, la modelul cu infotainment mare, scurtăturile sunt pe lateral. Dacă tu vrei să umbli la climatizare, ți-e crește temperatura, doar că nu-ți arată pe ecran când ești în CarPlay. Stoi, mă, stoi cu minte. Așa, bun. Aici avem comenzile climatizării care sunt, aici sunt cu touch, în schimb aici sunt butoanele, acestea sunt tot cu touch și așa mai departe. Butonul de eco aici ar fi... scaunele încălzite, start-stop-ul, schimbătorul de viteze, scurtăturile pentru sistemul de infotainment, dacă nu vrei să folosești ecran, să nu vrei să folosești touchscreen-ul, aici butonul pentru multisense, să schimbi modurile de rulare. Și aici avem tempomatul și limitatorul de viteze, dacă vă vine să credeți de la opus. Gata, ăsta este sistemul de infotainment al lui Renault Talisman. Bun, hai să vedem spate la Renault Talisman. Stai destul de confortabil în spate, tot același spătar destul de springy. Stai binișor, e destul de confortabilă bancheta, materialele sunt bune în partea superioară, proaste, mă rog, proaste, tari în partea de jos. Uite aici, pac, nu, cum bagi mâna în buzunar? Deci dacă ai ușa închisă, mai greu cu umblatul la buzunare. Aici plasă pentru, aici avem plasă pentru reviste. Uite, cam atâta loc am eu cu poziția la volan făcută de către Dan. Bun, la cap este suficient, avem mâner cu cârlig. Aici avem gură de ventilație și o priză de 12V. Dacă mergem în centru, trebuie să stai un pic crăcănat, deși tunelul median nu este înalt, el este destul de lat. În schimb, spotarul de la al treilea loc este destul de dur. Nu prea recomand să stea cineva aici, poate copii. Avem, evident, ISOFIX-uri și nu poți să le pierzi, pentru că ele sunt prinse cu un arc. Și aici avem o cotieră cu ceva spațiu de depozitare, două suporturi de pahare și n-avem ski hatch. Asta este. Așa e bancheta spate de la Renault Talisman. Hai să ne așezăm la Skoda Super. Stai, să începem cu cheile. Pentru că Skoda îți dă o cheie grea cu ornamente din metal și o cheie ușoară cu ornamente din plastic. Pe asta vă dai nevestii. Bun, hai să vedem. Cum stai? Stai ca într-un produs vag, adică ai șezutul lung, poziția la volan
destul de joasă, scaunul se reglează manual, însă spătarul se reglează din rotiță, mai bine era dacă era manetă. Scaunele au suficient suport lateral, un pic mai bun decât la Renault, dar au aceeași problemă cu alea de la Skoda Octavia 4, sunt un pic springy și acestea. Nu înțeleg care este logica din spatele acestor scaune, dar nu stai rău, aș spune că stai un picuț mai bine în Skoda decât în Renault. Bun, acum vorbim despre materiale. Materiale bune aici, materiale bune aici, materiale... Opa! Deci am început cu materiale tari la Renault, avea materiale un picuț mai bune. Finisarea, să zic că pare un pic mai bună la Skoda. Aici tot materiale tari, aici tot materiale tari, aici tot materiale tari, aici tot materiale tari, dar... Cam acestea sunt cam la fel, nu e mare diferență. Pot spune doar că asamblarea și finisarea sunt picuț mai bune la Skoda. Hai să vorbim și despre spațiile de depozitare. Buzunare imense și capitonate în uși. Mai avem aici un spațiu mic de depozitare capitonat și acesta. Aici mai avem un mic spațiu de depozitare pentru telefon. O priză USB și o priză de 12V. Bun. Aici avem 3 suporturi de pahare, dar nu poți pune 3 băuturi în același timp, trebuie să-ți alegi 2 și au podeaua aceasta cauciucată, Simply Clever, în care tu dacă apeși pe sticlă poți să o deschizi în timpul mesului să nu se verse. Bun, și avem una bucată cotieră, destul de spațioasă, cu o priză de USB și, este refrigerată. Ce mai este refrigerat la această mașină? Torpedoul, care este mai puțin adânc decât la... Renault, la Renault era imens, dar este capitonat și iluminat și aici avem două sloturi pentru cardul SD, dacă nu-ți ajung prizele USB. Bun, ce mai avem ca spații de depozitare aici? Nu prea mai avem, mai avem unul aici. Aici un suport pentru ochelari de soare, destul de mare și cauciucat ca să nu-ți drângăne. Și hai să vedem și parasolarul, bam, cu luminiță, l-ai închis, la revedere. Sunt curios dacă... Ha! Deci vezi, dacă uiți ăsta deschis și închis, pac, tot se închide. Ce tare! Bun, hai să vedem tabloul de bord. La facelift poți să îți alegi, poți să îți cumperi de fapt tabloul de bord complet digital. Hai să... Da, salutăm și pe Antonia. Exact. Hai să vedem. Deci tabloul de bord digital, tabloul de bord analog, turometru, vitezometru și computer de bord în centru. Și dacă vrei să umbli prin computerul de bord, ai meniurile. Range, travel time, distance, speed, oil temperature, consum și așa mai departe. Și dacă vrei să selectezi unul, apeși pe rotiță. 7.5 consum la aia, 7.4 consum la asta, nu e mare diferență de consum între ele. Adică n-ai cum să le compari. Hai să vorbim și despre sistemul de infotainment. Noi avem aici navigația Amundsen. Poți să ai sistem de infotainment normal de 8-inci, 8-inci cu navigație Amundsen și mai ăla de 9-inci și mai mare cu navigație și mai mare. Am uitat cum se numește, îmi spuneți voi în comentarii. Bun, hai să vorbim. Deci, grafica mai bună, ecranul mai luminos decât la Renault, răspund aproape la fel de bine. Am detaliat acest infotainment la clipul cu Skoda Octavia și alte Skode, meniul este în principal același. Radio, media, telefon, vehicul, navigație, trafic. Media Command, Images, Settings, Sound și Air Conditioning. Și dacă te duci aici la Car, poți să vezi Green Score cum ai și la Renault. Și dacă apeși pe Car în continuare, ai Vehicle Status, consumatorii, consumul și așa mai departe. Arătăm și navigația, hai să arătăm și navigația. Navigation Database Not Available, deci la revedere, nu avem navigație. În schimb, avem Apple CarPlay. Bun, per total, grafica, rezoluția sunt mai bune la Skoda. În 2018, Skoda a făcut ceva ce face grupul VAG destul de des. În mijlocul procesului de fabricație, fără să adauge un facelift, au schimbat sistemul de infotainment. Știți că la primul era sistemul îndesat în bord, acum este puțin scos în relief. Țineți minte, știți diferența. Așa face grupul VAG. La facelift au păstrat același sistem de infotainment, nu există mare diferență. Încă două chestii pe care vreau să le punctez. La Skoda, sistemul de sonorizare standard se aude mai bine decât sistemul de sonorizare standard de la Renault și nu vreau să vă aud un comentariu, că n-ai luat Bose, nici aici n-am luat Canton, sunt sistemele de bază. Sistemul audio de la Skoda este cu o clasă peste ce oferă Talisman și cam așa este cu toată mașina, e cam cu 10% mai multă mașină, dar într-adevăr, ca preț de nou și Skoda e ceva mai scumpă decât Talisman. Asta ca să știți. Bun. Comenzile climatizării, dacă ați condus orice Volkswagen de la Golf 7 încoace, ia uite-l că-l știți.
Aici avem niște butoane goale, start-stop-ul, senzorii de parcare cu cameră. Renault nu are cameră, dar are senzori de parcare. Grafica este destul de bună. Avem mai multe tipuri de unghiuri. Na, o cameră de marșarier normală, whatever. Auto start-stop, frână de parcare, încuiere și descuiere, încuiere și descuiere uși. Și cam asta e interiorul lui Skoda Superb. Ho, ce ai făcut, Bobiță? Deci scaunul este pentru poziția lui Dan, la fel ca la Renault Talisman, doar că nu este la maximum în spate. Însă uite, ce loc am, zici că sunt în S-Class lung aici. Puh! Incredibil. Și la cap? La cap este similar. Dar bancheta este puțin mai rigidă, însă este puțin mai bine profilată. Buzunarele sunt ceva mai mari decât la Renault și aici chiar poți să bagi mâna în ele. Materiale bune, bune, tari, tari. Ce mai avem aici? Pe ăsta, săculeți pentru reviste. Guri de ventilație, aici avem comenzile climatizării. De fapt, îți spune doar ce temperatură este, pentru că nu ai sistemul de climatizare, nu ai climatorul cu pe trei zone. Bun. Și aici avem, ta-na-na-na, priză de 220 și două prize USB. Avantaj Skoda la acest aspect, dar am impresia că asta e opțiune. Bun, hai să vedem cum stai în centru. Mai puțin crăcănat, deși tunelul median este ceva mai înalt. Și în spate, aici, cotiera este ceva mai moale decât la Renault, deci stai un pic mai bine. Evident, avem și aici, cum îi zice, ISOFIX-uri, mâner, cârlig și hai să vedem, deschidem cotiera, bam, suporturi de pahare ascunse ca să nu dai cu mâna în ele, să nu stai cu mâna pe ele și, ta-na-na-na, ski hatch. Deci, spațiu imens în spate și mai multe funcții și stai și un pic mai bine, deci, avantaj Skoda la locurile din spate. Bun, sper să fie lumină, ne-am întins cam mult cu filmarea, sper să fie lumină. Hai să plecăm. Începem cu Skoda Ciia Octa, superb, bun, hai să vedem. Bă, 1.6 TDI, 120 de cai putere, e sau nu e suficient pentru o mașină din aceste de aceste dimensiuni? Știu că toți sunteți obișnuiți cu 2.5 turbo TDI, FSI, biturbo, whatever, diesel, soft și așa mai departe. Și că vreți 300 de cai putere pe Logan, dar uneori nu se poate și trebuie să vedem dacă într-adevăr este suficient. Hai să trecem cutia pe drive, nu avem moduri de rulare aici, până prindem ceva liber trebuie să vorbim despre vizibilitate. Bună, 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 în schimb oglinzile sunt un pic cam micuțe, în spate vizibilitatea este ok, montantul C nu este foarte gros, poziția la volan e ok, ți-o găsești foarte ușor, în schimb ca la orice model al grupului VAG, șezutul e un pic cam lung. Volanul este subțirel și are decupaje, poți să-l reglezi, eu l-am reglat exact cum mi-ar trebui, uite așa, asta e poziția corectă la volan, doar că acum trebuie să așteptăm. Hai să vedem. Dacă mergi liniștit, cutia schimbă la sub 2000 de rotații pe minut și pentru că ai cuplu de jos, uite acum 1200, toate DSG-urile au tendința de a subtura motorul. Deci 1200... 50, 1500, răspunsul la pedală nu e foarte, foarte bun. Uite, 1250 la 60 într-a 6. Dacă îi dai un kickdown, hai să vedem kickdown, da? Bum. Fiind o cutie cu dublu ambreiaj, nu poate schimba mai multe trepte în același timp. Dar uite că urcă, deci nu simți neapărat nevoia de mai mult. Ea urcă, doar că atunci când mergi subturat și apeși un pic pedala de accelerație, răspunsul este cam amortit. Trece cutia pe sport și atunci se ține cu o treaptă mai sus și răspunsul crește mult mai bine. Crește, răspunsul se îmbunătățește. Mașina, dacă este să motorul, dacă este să-l evaluezi după plaja de cuplu și de turație, e bine, stă bine. Adică trage de jos cât poate, urcă, sau dacă vrei să treci pe manual, uite așa îl treci pe manual, apropo, așa ești în sport, așa îl treci în drive, așa îl treci în sport, așa treci pe manual, da? Hai să vedem, nu avem padele, în schimb, schimb de aici, sus în sus și jos în jos, ar trebui să fie invers, pentru că tu când retrogradezi, corpul se duce în față, dar de fapt este fix pe dos cum ar trebui să fie, ia să vedem, pam, pam. N-am treabă cu
cu cutia schimbă bine. Sincer, 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 sincer vă spun, nu ai neapărat nevoie, nici cu mașina plină, nu cred că ai nevoie de mai mult de motorul ăsta. Da, ok, e frumos să ai 150 de cai sau mai mult 190 pe diesel, dar e ok și așa. Hai să vedem. Uite, direcția. Da, ok, este electrică. Simți puțin, simți foarte, foarte puțin ce se întâmplă cu puntea față. În schimb, ea este destul de directă. Hop. Chiar mai directă decât mă așteptam. Asistarea nu este foarte agresivă. E o mașină ok la condus. Confortul. Mașina este destul de confortabilă, deși trenul de rulare este setat un picuț rigid. Nu simți denivelările, mai mult le auzi. Iar asta, na, dacă te deranjează zgomotul, măcar bucură-te de confort. E o mașină bine setată, nu se simte ca o barcă, spre deosebire de alte mașini din clasa asta, se simte chiar ok, surprinzător de bine. Limitele sale nu sunt atinse foarte ușor, intră în subvirare, dar intră în subvirare doar dacă exagerezi foarte, foarte mult. În rest, pare un șasiu destul de neutru. Per total e o mașină ok. Doar spătarul ăsta poate m-ar deranja la drum lung. Dar în spatele meu, dacă conduci o persoană de dimensiunile mele, în spate ai loc extrem de mult. Adică nu există comparație în segmentul ăsta. Skoda Superb câștigă la capitolul spațiu. Și așa se simte bine, se simte solidă. Ambele au un rulaj apropiat, 130.000 Renault, 150.000 Superbul. Rulajul este apropiat și a rezistat destul de bine în timp. Să vedem cum o fi și Renault. S-a făcut și mai întuneric. Acum sper să se vadă. Așa, uite, asta e. Trebuie să dai back în continuu. Bun. Hai să mergem. Hai să vedem cum se conduce domnul Renault. Și hai să o trecem pe Eco, da? Hai să mergem un pic pe Eco să vedem cum se simte. Ce interesant este că în funcție de modul de rulare se schimbă și lumina ambientală, se schimbă și suportul lombar al scaunelor, ceea ce e destul de ciudat și interesant în același timp. Sper să nu fie atins la valiera, să nu se fie auzit prost. Bun, hai să vedem. Renault-ul, ok, hai să începem cu vizibilitatea întâi, da? Bun, bună în față, bună în oglinzi, care oglinzile mai mare. În spate este un pic mai bună decât la Skoda. Scaunul este ceva mai moale și un pic mai springy decât la Skoda. Volanul stă bine în mână, ai decupaje pentru mâini. E pornit și masajul, poți să mergi liniștit. Cutia nu schimbă la fel de jos precum cea de la Skoda. O ține un pic mai mult în turație, o ține mai mult în plaja asta de cuplu. Și pe modul Eco, răspunsul într-adevăr e amorțit. Pedala de accelerație este un pic mai moale. Și toată mașina în sine are comenzile mai ușoare. Ai mai puțin feedback în direcție decât la Skoda și mașina are mai mult ruliu când urlezi. Dar direcția, da, nu este la fel de directă, dar asta nu înseamnă că nu este precisă. Este dată un pic mai pe confort. Hai să schimbăm modul de rulare. Trecem pe confort acum. S-a schimbat și modul de masaj. Răspunsul la pedală nu s-a schimbat foarte, foarte mult. Tot un pic amorțit e. Ok, hai să vedem un kickdown. Să știți că motorul e destul de silențios și urcă, n-are treabă. Apropo, asta e versiunea cu halogen cu lupă, nu are xenon, am greșit eu. Ok, continuăm. Ce trebuie să mai spunem despre Talisman? Am zis despre răspuns. În schimb, se simte că ai un pic mai mult cuplu. În oraș, mașina este un pic mai confortabilă, dar la viteze mari e un pic mai zgomotoasă decât la Skoda. Absorbe mai bine denivelările, însă ea este un pic mai bărcuță. Are puțin mai mult ruliu și puțin mai puțin feedback în direcție. Dacă vrei să
conduci mașina să o simți un pic mai bine, simți un pic mai bine Skoda. Hai să trecem și pe modul sport. Finally, să vedem aici. Răspunsul se îmbunătățește. Acum simți într-adevăr cuplul mașinii și urcă în viteză destul de ok. Direcția s-a întărit parcă puțin, dar uite, deja de la 120 de km pe oră încolo, mașina devine un pic zgomotoasă, ca și zgomot la rulare. Zgomot de vânt, zgomot de rulare, de contact cu suprafața asfaltică, acela nu e exagerat, dar mai mult zgomot la vânt decât la Skoda. E un pic mai bine antifonat modelul ceh. Hai să o trecem și pe manual. Aici avem jos în față, sus spre mine. Și aici așa este cum trebuie. Uite, eu accelerez, vreau să urc în trepte, mai urc o dată, mai ce să mai urc, eram într-a șasea. Și atunci când eu frânez și vreau frână de motor, schimbă amândouă cam la fel de bine, să zic că schimbă un picuț mai bine Skoda, mai rapid. Și să vedem în modul pe auto, hai să vedem kickdown pe sport, să vedem. Similar, dar trage un pic mai bine Renault. Pe reprize, eu zic că bate Renault. Se simte mai fâșneață, se simte ca și când, nu ca și când ai avea mai mult cuplu, chiar ai mai mult cuplu sub pedală. Doar că prima dată, până încarcă turbina, trebuie să aștepți puțin. După ce turbina este încărcată, e bine, atunci se duce. Se duce foarte bine. Și într-adevăr, ea stă lipită pe viraje, doar că ai puțin mai mult truliu și un pic mai și o direcție un pic mai amorțită și mai agresiv asistată, mai tare asistată. Pe frânare am observat mai mult tangaj la Renault. Este o mașină franceză calibrată cum sunt calibrate majoritatea, adică spre confort. Cam astea sunt diferențele între cele două. Am trecut peste o denivelare, trece ușor peste ea, nici zgomotoasă nu. Ea zice că zgomotul amortizoarelor este mai puțin pregnant în habitacul decât la Skoda. În oraș, asta se conduce mai ușor. Deci dacă faci multe drumuri prin oraș, ai zice că asta e un pic mai plăcut, e un pic mai ușor de condus, un pic mai ușor de manevrat. Dacă o treci pe confort, să zicem pe confort, direcția imediat s-a ușurat. A început asistarea să fie ceva mai puternică. Și la Skoda poți să ai o astfel de direcție progresivă, dar costă în plus, costă, nu știu, 140 de euro în plus dacă ți-o iei de nou. Și ce am mai observat? Deși motorul de la de la Renault pare un pic mai rafinat, este oarecum un pic mai zgronțuros, pe când la Skoda TDI-ul ăla este un pic mai sonor, un pic mai prezent, dar e zgomotul ăla de diesel, de mic tractor așa acolo. Gata. Asta a fost și proba de condus. Sper din tot sufletul să avem lumină, ne-am întins, s-a întunecat. Asta e. Ne descurcăm și noi cum putem. Gata, asta a fost episodul nostru cu Renault Megane Sedan ceva mai mare și Volkswagen Passat ceva mai ieftin. Și acum e rândul vostru să participați la conversație. Viva Mexico! E rândul vostru să participați la conversație. Vreau să aud părerea voastră în comentarii despre Renault Talisman și Skoda Superb. Știu că sunt mulți dintre voi care sunteți fanii acestor mașini. Bun, ca de obicei, nu uitați, ne ajută foarte, 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 foarte mult un like. Zvonurile sunt că dacă vă abonați la acest canal, metroul va reveni. Nu vor mai fi proteste la metrou și va dispărea COVID-ul și toți vă veți câștiga la loto. Gata, am obosit. Sincer, am obosit. A fost un episod destul de antrenant și pe fugă. Hai, fără glume acum, mulțumesc pentru vizionare, mulțumim încă o dată iDrivers pentru mașini, nu uitați că vă puteți achiziționa un talisman nou sau un superb nou prin intermediul autovantage.ro. Ca de obicei, eu sunt Luci, Dan la cameră. Apropo,
în descriere aveți și Facebook-ul, Instagram-urile noastre, în cazul în care vreți să vorbim. Mexicanul mi-a furat telefonul cu care plec eu de acasă. Apropo, hai să dăm și niște verdicte, că era să uit. Bun, Renault Talisman, dacă este să o iei singură, este o mașină destul de competentă. Însă, Skoda Superb câștigă acest test. Este puțin mai spațioasă, puțin mai bine făcută, puțin mai modernă și se conduce puțin mai bine, chiar dacă Renault-ul trage mai bine. Dacă vreți să le cumpărați, evident, duceți-vă la iDrivers, au 100 de bucăți de Skoda Superb, 100 de bucăți de Renault Talisman. A venit primăvara, bă, băieți!